Hey, de la Alt Negru! Bine v-am găsit. Să nu spun pe asta, cum mă bucur să te revăd, nu? Mai bine să nu spun. Pot spune eu că nu mă bucur, adică... Bine, bine te-am regăsit. Da. Vi s-a întâmplat vreodată să rămâneți blocat în apartament? Să aveți ușă din aia, cum e ușa aia care se închide automat? Da. Și dacă n-ai cheie... Dacă n-ai cheie, sau trebuie un cod. Ați pățit-o? N-ați pățit-o. Eu am avut amici, prieteni, care chiar am primit telefoane. Băi, am rămas blocat în apartament, de aici am plecat. Dar mai bine povestește tu. Ia zi tu. Da, ideea de bază este că să te ferești... Are și o bază. Da, să te ferești foarte mult de acum încolo de a rămâne în case străine sau de a intra în case străine fără să cunoști cu adevărat locația. Cum ai ajuns în casa aia străină? Că aici în casa aia fie cum ne-am gândit mult de tot, ne-am gândit, mamă, cum facem să trimitem într-o casă străină în care se închide ușa, el nu poate să plece de acolo. Da, m-ați gândit foarte mult. A fost bună ideea, pentru că, într-adevăr, am halit-o pe asta cu contractul, cu... Sunt într-o perioadă bună a carierei mele. Ați auzit-o, da? O perioadă bună a carierei lui. Pam, știam asta. Are de semnat niște contracte cu un show care se difuzează la Antena 1, unde tu ești vedetă, te cunoști de undeva. Producătorul de acolo, că tot ești într-o perioadă bună. Da. Producătorul de acolo te-a chemat să te duci să filmezi ceva în... Da. Că tot un gen de show în genul ăla și să filmezi acolo. În străinătate. Okay, dai seama că hai la aeroport. O halești, că n-ai hai la aeroport. Hai la aeroport. Dar cu ce să mergem la aeroport, că nu mai aveam biletele. Mă sună, doamna, hai să iei biletele de la avion. Le-am uitat la mine acasă, da. La producător acasă. La producător acasă. Stai. Dacă înțelegeți, dacă nu înțelegeți, trageți-ne de mânecă, bă, mai încet. Deci, la producător acasă. La producător acasă. Tu te-ai dus acasă la femeie să iei biletele. Să iau biletele. În momentul în care s-a închis ușa, a intrat, a început coșmarul, înțelegi? Și ușa s-a închis în spatele tău. Și din momentul ăla, vedeți pe emitile. Cineva a avut grijă să închidă ușa în spatele lui Andrei. S-a închis ușa și s-a rămas singur în apartament. Singurel. Telefon. Multe telefoane. La ușă era taximetristul, că hai că cu tare... Multe telefoane. Ia priviți. Andrei de la Alt Negru. Dat prin telefon de producătorul Neamț, victima noastră caută biletele de avion prin toate unghierele din casa acesteia. Fără succes. Se pare că biletele au intrat în pământ. După încercări de evadare sortite eșecului, Andrei o sună pe nemțoaica aflată deja în aeroport. You are in the car? It's okay? No, I'm not in the car. I can't open the door. I don't know where is. I don't know open the door. I know. I forgot. On the wall is eine robotische Maschine. Eine robotische is on the wall. Robotische Maschine. Da. You okay. See? Yeah. You see? Da. Go to this robotische Maschine, yes, and you see, it's the mod, is ein Valijoara. Mod Valijoara, da. In living, this robotische Maschine, in living. In living? In living, yes. Victima caută robotische Maschine și începe decodarea. Plus, mod? Plus. Plus, plus. Valijoara. Valijoara. Minus? Mod. Mod. Und open. Und open? Open, yes. Open. Mă duc la... I go to the door, no? Yeah, okay. Bye. Bye. Nu merge nici cu sesame, deschide-te. Așa că butonează în disperare și o sună iar pe proprietară. Sorry, but I can't open the door. What? Yeah, I can't open the door. Oh. Plus in it's another code. It's my mistake. Mode. Mode. Valijoara.
You are sure? Minus. Yes, yes. Plus. Minus. Mod. Okay, hurry up. Bye bye. Okay, bye. Valijoara mătii. It's impossible to open the door. Oh. This code is not good. Oh, okay. Please call to the service complex. Bine ați venit la Service Oxford. Pentru germană apăsați tasta 1. Pentru franceză 2. Pentru turcă 3. Pentru greacă 4. Pentru ungurește 5. Pentru coreană 6. Pentru chineză 7. Pentru japoneză 8. Pentru albană 9. Pentru bulgară 10. Pentru croată 11. Pentru română 12. Română 12. Pentru serviciul de curățenie apăsați tasta 1. Pentru depanare 2. Pentru electricitate 3. Pentru gaze 4. Pentru cablu 5. Pentru internet 6. Pentru gunoiul menajer 7. Pentru spații verzi 8. Pentru întreținere și mineu 9. Pentru sisteme de securitate centralizate 10. Întreținere și mineu, am zis două ani, ferească Dumnezeu. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre, această convorbire va fi înregistrată. Continuarea convorbirii reprezintă acordul dumneavoastră. Muzica lui. Ce au zis, bă, băiatul? În acest moment, niciun operator nu este disponibil. Pentru păstrarea priorității în preluarea apelului, vă rugăm să rămâneți conectat. Vă mulțumim. Ferească Dumnezeu. Eu au zis, bă, băiatul, când tăia unul gâtul... În acest moment, niciun operator nu este disponibil. Pentru păstrarea priorității în preluarea apelului, vă rugăm să rămâneți conectat. Băi, nene, mă omoară vreunul pe aici și e. Sunteți nebun la cap? Domnul Andrei! Domnul Andrei! Da! Haideți, domnule, vă mai aștept. În două minute rezolv, două minute, vă rog mult, că nu pot să deschid... Că au venit două avioane pe aeroport. Da, da, acum, în haideți, două minute rezolv. Nu pot să stau așa, stau după toată lumea așa. Da, mă scuzați, numai un pic, o să rezolv imediat, vă rog. Haideți, vă rog eu frumos. Ok, mersi. Vă aștept. Domnul Andrei! Haideți, domnule, vă rog, achitați-mi și mie cursa, că nu mai pot să stau, vă rog. N-am pe unde, nu pot, mai stai 5 minute, te rog eu frumos. 120 de euro, nu mai pot, dar nu am de la dispecerat, au venit două avioane pe aeroport, nu mai pot să stau. Nu am, că nu e... Achitați-mi și mie cursa. Dați-mi. Nu pot să deschid nicio ușă, nimic. Vă rog, uitați, vă dați bagajul, dați-mi și mie banii și am plecat. Vă rog mult de tot, mai așteptați 5 minute, că nu mai pot să stau, m-au sunat de la aeroport, nu mai pot să stau, vă rog. Dar nu am cum să vă dau nici banii, nu pot să vi dau. Pentru că n-am pe unde. Pe unde vi dau? Prin fax? Am curse, nu mai pot să stau, domnule. Dacă stau după fiecare, vă rog eu frumos, dați-mi și mie banii. Știu, dar nu am 20 cum, de nu am cum, înțelege-mă. Face cursa și gata. Am rămas, nu mai pot să deschid ușa aia. Știți cum facem? Iau bagajul, vizați la dispecerat, veniți, achitați banii, 120 de ron. Și eu trebuie să ajung la aeroport imediat. Cum deschid ușa, cum vă plătesc toată aia? Las la colegii mei la dispecerat bagajul și am plecat. Păi și rămân și fără bagaj și fără taxi? Mi-a achitat valoarea cursei și am plecat. N-am pe unde să vă dau banii.
Băi, nene, băi, bă, ăștia au nebunit toți, mă, doamne. Și ăștia-s cu muzică. Bună ziua! Bună, să rămână! Mă numesc Alina Stancu. Să rămână, doamne. Cum te vă pot ajuta? Ne puteți ajuta? Am și eu, am rămas închis în cameră, în casă, în fine, da? Și am sunat și eu la serviciile astea să, sau cineva să vină să-mi deschide și mie ușa. Păi, da, haideți, vă rog frumos, că pierd avionul. Ce fac dacă pierd avionul? Dumneavoastră îmi dați pe ăla care repară șeminee, care face iarbă, trandafir. Vă rog frumos să trimiteți pe cineva neapărat. Ce fel de sistem? Eu trebuie să ies din casă. Poftim? Ce fel de sistem aveți în casă? Sistem de microunde, eu știu ce sistem e, doamnă. E sistem cu butoane, eu de unde să știu ce sistem e. Descrieți-mi. E o chestie albă, bănuiesc că știți mai bine ca mine ce e aici. Păi, da, avem sisteme diferite. Să-mi spuneți cu ce, cu tastatură, cu... E cu tastatură, cu plus, cu minus, cu... valiză și cu mod. A, știi de ce n-a spus așa, că aveți cu valijoară? Cu valijoară. Când au în valijoară ăsta, mă ia cap. Da, haideți că... Deschideți sau, nu știu, faceți ceva să ieși și eu din casă, că trebuie să ajung la aeroport. Vă rog mult de tot. Da, da, haideți. Am pierdut și taxiul, am pierdut toate astea. Mergeți haideți. La sistem, mergeți la sistem să vă ajut. Mergeți la cine? La sistem, ca să vă ajut. La să sistem. Ca să... Ok. Haideți că încercăm. Sunt să la sistem, vă rog, da. Problema. A, așa. Faceți valijoară. Da. Valijoară. Da. Valijoară. Valijoară. Valijoară, valijoară de 4 ori, domnule. Și mod. 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 Plus, plus. Plus, plus. Valijoară. Doamne, valijoară. Un plus, un minus. Și după aceea mod. La final, valijoară. Doamne. E ok, mă duc la ușă să o deschid sau cum fac? Da, da, da. Și valijoară, și valijoară, și tot nu se deschide, doamnă. Cu valijoară cu tot. Domnule, aș vrea să fiți un pic atent, ca să nu ne jucăm. Păi sunt foarte atent, eu nu mă joc, dumneavoastră văd că vă jucați. Vă rog eu frumos, ați făcut ce v-am spus? Am făcut ce mi-a spus, de 6 ori valijoară. Domnul Ghiuzel, nu ne înțelegem. Ba, ne înțelegem foarte bine, dar dumneavoastră nu vreți să mă înțelegeți pe mine, deloc. Păi sunt la sistem, de la sistem apăs pe ăsta. Aveți cu valijoară sistemul, da? Am cu valijoară, doamnă, v-am zis. E cu valijoară și cu mod, cu plus și cu minus, da? Da. Nu ați pus mâna în altă parte, da? Nu am pus, doamnă, mâna în altă parte. Ia verificați, are baterie? Are baterie, că altfel nu vedeam ce a pus, nu? Sunteți sigur? Vedeți mai luminat sau mai închis, mai întunecat? Nu, doamnă, se vede bine, are baterie, am schimbat bateriile. În ce numere sunt la afișaj? Ce numere? E plin de numere ecranul. Ce vedeți? Ce vedeți? Sunt 20 de numere, doamnă, și grade, temperatură, umiditate, eu știu ce starea vremii, busuioc. Da, este un sistem busul. Foarte bun acesta cu valijoară. Da, da, haideți, mai tastați odată. Ce să mai tastați? Valijoară. Valijoară. Da. Valijoară. Da. Valijoară. Valijoară. Plus. Minus. Da. Mă auziți bine? Vă rog să tastați bine ca să mă da, doamnă, vă aud, da? Am pus plus, minus. Mod, minus, valijoară. Doamnă, valijoară, mi-a luat valijoara, taxiul, tot, taximetristul, mi-a luat și valijoară, doamne, și avion, și tot. Mai sunt și alți clienți. Haideți, vă rog frumos, mai repede, că sunt blocat în casa asta de o oră. Ce facem? O luăm din nou de la capăt? Nu mai luăm de la capăt, sunt bine, plus, plus, valijoară. A, așa, haideți să ne vin. Plus, plus, valijoară, minus. Da. Minus valijoară. Minus valijoară. Plus valijoară. Plus valijoară. Un plus și un minus. Un mod. Un mod. Și terminăm cu valijoara. Și am dat ăsta peste cap. Aia. Și o valijoară. Ok, și acum ce fac? Mă duc la ușa și detrag de ea, nu? Vedeți, da, sigur. Eu am încercat acum să vă ajut. Vedeți, da. Ați încercat, doamnă, dar nu merge. Nu merge, uite, nu se deschide ușa cu valijoară cu totul. Yes. Andrea, I'm in the plane in this moment. Where are you? Where are you? I don't see you. You know this is a big project for us. It is very important for us. Where are you? I don't see you. You see me? You see me? Look, yes. Look at me. Look, I'm a hand. The gate number 8 now. 8. You see I'm me? I'm a prisoner here. What?
un prizonier certat de proprietară pentru că nu știe să rezolve problema prin telefon. Un simplu telefon. Ce e atât de complicat? Bună ziua, sunt Alina Stancu. Cu ce vă pot ajuta? Am generat un cod mai scurt. Valijoară? Două valijoare? Două valijoare? Două valijoare? N-ați băgat-o și pe a treia? A treia nu n-am este, băgat-o, da? Nu, două, două. Două valijoare, un plus două. Și un minus. Plus și minus. Faceți o valijoară. O ce? Valijoară, o valijoară și doar jumătate de valijoară. Doar, cum jumătate de valijoară? Deci nu apăsați, nu apăsați. Doar atingeți. Să fie jumătate de valijoară. Să fie blocat acolo sistemul. Ce ăsta e? Cu taci? Cu ce? Cum s-a pus jumătate de valijoară dacă... Deci doar atingeți, nu apăsați, ca să fie jumătate de valijoară. Deci să fie și valijoară și o jumătate, gata? Da, da. Ați apăsat, da? Da. Haideți să vedeți dacă funcționează. Da, e sună alarma, doamnă. Ceasul, ce dracu e asta? Salat aici că a pornit alarma. Am apăsat valijoara aia de mi-a spus-o dumneavoastră, jumătate de valijoară. Aveți probleme? Ce-ați pățit, domnul Ghiuntăr? N-am pățit nimica, dar nu sună alarma asta în toată casa. Este o problemă că mi-apare aici, că mi-apare... Păi e o problemă că e blocat ăla și sună toată casa asta. Domnul sună toată casa. Să chem un echipaj ceva? Trimiteți coșarul. Coșarul ăla, să vină coșarul să-mi spargă dumneavoastră ușa. Acum nu fac niciun mișto, dar acum pe bune. Trimiteți pe cineva să ies de aici. Cine ești, doamne? Deschideți ușa pe partea aia. Deschide ușa imediat, cine ești? Cine ești? Vino, bace. Tu, să ai nebun, zici că au venit mascați. Cine ești? Sunt prieten cu doamna Ghiuntă. De unde știu eu? Cât sunteți în casă? Unul singur. Ați venit la furat, cât sunteți nu, în casă? Nu, la niciun fura, măi. Băi, stai mă cu minte, liniștește-te. Liniștește-te că vorbeam cu... Eu am sunat la voi, nu voi ați venit singuri. Cât sunteți? Suntem eu atât. Ia sunt cod 2-4. Alo, Viorele Costele? Asigurați perimetru. Mergeți la intrare și la balcon. Stai aici! Stai aici! Bă, de aici de nebun. Vino aici, mâinile! Du-te, bă, de aici cu mâinile. Bă, infractorule, gura mătii, Cornele! Leacă-mă de aici cu infractorul tău. Arată mâinile! Mâinile la vedere, strimă! Amă, lași cu mâinile tău. Stai, mă, că sună proprietarul acum. Bă, lasă-mă, mâinile la vedere, vino la mine! Vino face! Unde în cioburile astea? Pe burtă, pe burtă! Stai că sunt cioburi. Pe burtă, pe burtă! Pe burtă! Pe burtă! Ai arme? N-am nicio armă, băi nene, băi! Că vorbesc cu proprietarul, nu sunt cum. Spune-mă cât sunteți, bă! Unul singur sunt numai eu, Doamne, ferească Dumnezeu! Bă-ți crăp capul dacă... Stai mă cu minte, ești nebun, ce să-mi crăp capul? Dacă mă vezi tu că am făcut ceva, eu am sunat la voi. Infractorul a fost prins, da, stați acolo. Doamne, infractorul. Cine dracu vorbești, mă, cu Ghiuntăr? Cu Ghiuntăr, uite, ia telefonul, că uite, bă! Cu Ghiuntăr. Bă! Bă, fața sus, te văd. Stai așa. Stai mă așa, dă-ți mă, te văd, mă, la față, mă, dă-ți te văd la față. Ia de aici, ia de aici. Bă, tu vrei să mă omori, ce ai, mă, nene, cât bă? Cât sunteți? Spune acum cât sunteți. Bă, sunt numai eu, mă, băiatule. Ia de aici. Fața! Gata, nu mai dat. Gata. Zi-mă. Ia să te văd, bă, mai bine. Ce să mă mai vezi, că nu mai văd nimica. Lasă așa. Cu ce dracu ai dat? Cu piper? Cu ce ai dat? Lasă că știu cu ce am dat. De mă, ce să te văd. Arată-mă fața, arată fața. Băi, parcă te cunosc, de mă. Ia mâna. Mă, bă, cunoști, mă, mi-ai văzut și tu pe undeva la viața da? Asta. Parcă te-am văzut pe filmarea aia, la 101. Ce 101? Bă, tu ai dat spargere la 101 săptămâna trecută? Bă, spune-mă, f***ura mai tine, din cauza ta mi-au tăiat din salariu. Spune-mă, tu ai dat spargere acolo, ha? Băi, băiatule, zi-mă! Stai, mă, ia un pic mâna. Ia, nu mă. Cu ce te ocupi? Când, bă, băiatule, când? Cum te cheamă?
Andrei, mă cheamă. Când la alb negru, nu știi și tu trupa aia? Ai auzit de trupa aia vreodată? Domnul Andrei... Cum să sparg eu casă, ești nebun la cap? Domnul Andrei, îmi pare rău. Am avut aici, săptămâna trecută, o spargere, ne-au pus în uitat la casetele alea și parcă așa semănați cu unul de aia. Acum, îmi pare rău, sincer. De ce căutați aici, până la urmă? Înseamnă niște bilete de avion. Ce bilete de avion? Am uitat niște bilete de avion și cred că am pierdut și cursa. Părtiți cu doamna, cu domnul? Da, mă știu, păi, dar trebuia să plec. Cum o cheamă pe doamna? Uite, dă-mi și mie telefonul de acolo, telefon. Doamna Ghiute. Doamna Brichide. Da, vă știe, da? Doamna Ghiute. Hello? Andrei? Yes? The plane is flying now. I'm gone and you, it's your business what you are doing in, with this project. I'm gone and see you. But it's not fair, because I'm blocked in your house. The only project that you will have, still you have, is on Plaza de Stele. Oh? O ce? Plaza de Stele, Dan Negru, e singurul proiect în care o să... Trebuie să dați o declarație. Plaza de Stele, a? Și mergem după aia pe platou, pe la Dan Negru, pe la Plaza de Stele.